Un microbuz cu lucrători de la Asociația de Gospodărie Spații Verzi s-a răsturnat pe o stradă din capitale după ce a fost tamponat de un alt autoturism. Totul a avut loc în prima jumătate a zilei de 8 februarie, în jurul orei 11:50, la intersecția străzilor Armenească și Alexandru Bernardațe. Imaginile cu vehiculul accidentat au fost publicate într-un grup de pe o rețea de socializare, grupul aparținând voluntarilor specializați în intervenții de astfel de cazuri. Aceștia au venit la locul incidentului pentru a pune înapoi pe roți vehiculul răsturnat. La locul faptei s-a deplasat și un echipaj al poliției, dar și medicii cu ambulanță. În urma documentării s-a stabilit că la volanul automobilului se afla un șofer de 31 de ani. Acesta ar fi pierdut controlul volanului și prin urmare a intrat în microbuzul condus de un șofer de 60 de ani. Impactul a fost atât de puternic încât microbuzul a fost proiectat într-un alt vehicul parcat și s-a răsturnat. În urma tamponării, unul din pasagerii din microbuz a fost transportat la spital cu diferite traumatisme. Pe caz a fost inițiată o anchetă în stabilirea tuturor circumstanțelor. Șoferul vinovat riscă pedeapsă în funcție de gravitatea leziunilor pe care le-a suferit victima.